Filmul despre Gagarin când a zburat în cosmos în 1945. Mai în scurt, a nimerit un țânțar la dânsul în rachetă și a ajuns în țânțarul ăsta în imponderabile, imperdabile, în Nevăsovă, mă zic. Le-au stricat atât borșul al de Karalenko. Ei și-au plănuit să zboare o zi întreagă în cosmos. La dispășina țânțarului a zburat numai un ceas. E interesant? Da. Mai departe 5 lei. Pentru că zic că la festival e gratis. Asta la Chișinău, la Odeon e gratis. Dar la mine e 5 lei. Vă hai strângi banii. Păi, dar Gagarin a zburat în 61, nu în 45. Vezi că știi dacă a fost la festival?